Vă mulțumesc că ați rămas și pentru subiectul următor din această a doua parte a ediției Sănătate cu Prioritate. Știați că anumite proteine din sânge, numite miochine, pot suprima dezvoltarea tumorilor și chiar să ajute la combaterea activă a celulelor canceroase. Noi cercetări arată că exercițiile fizice contribuie la eliberarea acestor substanțe specifice cu rol important în răspunsul imunitar. Aflăm mai multe despre rolul miochinelor și sănătatea organismului și de ce avem nevoie de exerciții de forță, chiar acum de la invitatul meu, dr. Dionel Bratu, medic specialist cardiologie, care este alături de noi prin telefon, spuneam că prin Skype, însă n-am reușit să ne conectăm. Știți cum este tehnologia, câteodată nu este de partea noastră, dar e bine că ne putem auzi și astfel putem să aflăm informațiile așa direct din telefon. Bine ați venit în emisiune, domnule doctor, ne auziți? Bună seara, vă aud, bine v-am găsit. Mă bucur că ați acceptat să fiți alături de noi să vorbim despre, aș spune eu, un lucru nou, mișcarea, dar e un lucru vechi, totuși nu știm câte beneficii poate avea mișcarea și mai ales să aflăm mai multe despre această proteină din sânge despre care recunosc că am auzit și eu recent, acum, mai nou, documentându-mă pentru interviul cu dumneavoastră și vă felicit că ați abordat acest subiect în cadrul ultimului congres medical la care ați participat în octombrie. Despre miochine și sănătatea. Ce sunt miochinele, mai exact? Miochinele sunt substanțe care sunt cumva similare hormonilor. Știți că noi avem glande cu secreție internă, cum este tiroida și suprarenala și hipofiza, care secretă hormoni. Aceștia exercită diverse funcții în organism. De obicei, hormonii exercită aceste funcții la distanță, adică la organe care sunt depărtate de glanda care secretă hormonii. Miochinele sunt substanțe care sunt similare hormonilor, doar că sunt secretate de mușchi, de mușchi scheletic, și ele pot avea efecte exact ca cele ale hormonilor, adică la distanță, dar pot avea și efecte mai aproape de locul unde sunt produse, asupra mușchiului sau a țesuturilor vecine. Se numesc efecte autocrine sau paracrine. Autocrine sunt atunci când efectele sunt chiar asupra mușchiului, iar paracrine atunci când efectele sunt asupra structurilor vecine. Așadar, ele, nu știu dacă se mulțesc, se secretă, îmi spuneți dumneavoastră cum se zice corect, atunci când efectuăm exerciții fizice. Aici este un hiatus. Deci, miochinele sunt recent descoperite. Prima miochină a fost descoperită în anul 2000. Deci avem 23 de ani de când sunt descoperite. În domeniul științei, 23 de ani este puțin. Iar unul dintre lucrurile pe care nu le știm este ce anume intensifică producția de miochine. Mușchiul secretă miochine tot timpul, adică și atunci când lucrează și atunci când este relaxat. Nu știm dacă secretă mai multe miochine atunci când lucrează sau mai multe, dar este logic. Asta este o presupunere, dar este o presupunere logică, că mușchiul va secreta cu atât mai multe miochine cu cât va fi mai activ și cu cât va fi mai mare. Adică e ceva elementar și probabil că ulterior se va Așa se va că pentru a beneficia de aceste avantaje, de încetinirea progresiei cancerului, de exemplu, e nevoie să nu ne bazăm pe miochinele care vin oricum natural, nu știu, când mergem până la magazin și apare proteina asta în sânge pentru că facem un pic de mișcare, ci trebuie să profităm mai mult de mișcare. Așa cum vedem în imagini, sunt oameni care sunt la sală, care fac exerciții, cum am scris noi, de forță, nu? Da, aici este ideea care s-ar impune, zic eu, odată cu descoperirea acestor miochine. Ideea este că noi avem nevoie de musculatură dezvoltată ca să avem miochine în cantitate mare. De ce spun că este oarecum revoluționară? Să știți că, în general, în medicină, vedeta în domeniul exercițiului fizic sunt exercițiile aerobice, exercițiile de rezistență. Adică acele exerciții pe care le poți face mult timp. Da, te obosesc,
Dar poți, ori, de exemplu, să mergi cu pas rapid, să alergi, asta poți să faci mult timp. Nu e ceva... Și astea se numesc exerciții de rezistență. În general, exercițiile de forță, cum sunt flotările, abdomenele, genuflexiunile, exercițiile cu greutăți, cu haltere, cu alte, mă rog, cu corzi în acestea elastice, exercițiile acestea au fost privite cumva pe planul 2. S-a considerat că nu ajută așa mult la sănătate. Când eram eu, în anii 90, când eram eu în facultate, chiar erau avertismente că ar crește tensiunea și că ar fi probleme și ar trebui să-i descurajăm pe cardiaci să facă exerciții de forță. Aceste date ne-ar îndrepta mai degrabă spre ideea că ar trebui să introducem în stilul nostru de viață, iar noi ca medici ca recomandare să introducem exercițiile de forță. Așadar, de la o vârstă tânără până la adultă și chiar vârsta a treia, e nevoie să introducem în obiceiul nostru zilnic sau poate măcar o dată la două zile a unor exerciții de forță, nu? Trebuie da. Să vină, dumneavoastră sunteți medic cardiolog. Da. Ar trebui ca persoanele mai în vârstă să vină întâi la cardiologie, să poată să li se recomande anumite exerciții de forță, că totuși inima va avea un cuvânt de spus dacă ne apucăm la o vârstă înaintată, după ce probabil că am fost un pic mai sedentari, ne apucăm de exerciții de forță. Da, aici este zona unde toți se tem. Se tem că dacă pui pe cineva o inimă bolnavă, dacă o pui să facă exerciții, atunci nu știu ce se va întâmpla. Cam aceasta a fost foarte pregnantă în trecut în medicină și se întâmpla destul de des ca pe biletele de ieșire să se scrie repaus, 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 evitarea efortului. Și tradiția aceasta oarecum a rămas, dar nu mai este susținută de date. Sunt foarte puține boli, de obicei cele acute, infarctul miocardic acut sau decompensările insuficienței cardiace, în care efortul fizic mai este, cum să zic, cumva limitat. În momentul de față se știe că exercițiul fizic are efecte benefice, inclusiv asupra bolilor cardiovasculare. Cred că mai degrabă o persoană în vârstă sau poate chiar toți ar avea nevoie să discute cu un kinetoterapeut sau cu cineva specializat în exerciții fizice, pentru că fiecare om are particularitățile lui, pe unul dor genunchi, pe unii umărul, pe alții nu știu ce, și poate aici ar trebui să îi se explice ce exerciții, cum se fac exercițiile de forță, că și asta este o problemă, ele au anumite reguli să le faci corect pentru a nu-ți supra-solicita articulațiile. Dar din patologiile frecvente ale inimii, la ce categorie de vârstnici care au anumită patologie a inimii ați scrie pe rețetă repaus? V-am spus doar în stadii acute, adică îți vine un pacient cu infarct miocardic acut la internat în terapie intensivă, da, acolo nu-l imobilizezi complet, dar îi limitez, dar la un pacient obișnuit care e pe picioare, cum spunem noi, știți, chiar dacă e cardiac, aici efortul fizic este recomandat. Și pentru că ați amintit de vârstnici, trebuie subliniat un aspect. După 50 de ani, noi pierdem 2% din masa musculară în fiecare an. Și asta este indiferent că suntem mai activi sau mai sedentari sau știți. Și vă dați seama, dacă faci un calcul simplu, îți dai seama că în 10 ani ai pierdut 20% din masa musculară. Dacă mai intervine și sedentarismul, atunci ajungi foarte ușor la ceea ce se numește sarcopenie. Și acum nu mai vorbim de secreție de miochine, vorbim pur și simplu că nu mai ai mușchi cu care să te miști de colo-colo și să te ridici de pe scaun. Ați văzut că unii bătrâni au... se ridică greu de pe scaun, merg greu și asta este evident sarcopenia, adică prea, prea puțin mușchi, prea slabi. Așa că trebuie să ne antrenăm și nu putem să nu observăm, chiar dacă putem să și căutăm statisticile, sunt foarte multe cancere care apar în rândul tinerilor în ultima perioadă și atunci recomandarea aceasta de sport și de înmulțirea miochinelor
care pot avea un cuvânt de spus în încetinirea progresiei cancerului. Nu spunem că este, deci nu este o proteină Panaceu. Care inhibă apariția cancerului, nu? Este un Ce am găsit eu până acum legat de cancer este că miochinele stimulează imunitatea și imunitatea e cea care luptă contra cancerului. Nu că miochinele în mod direct ar inhiba, deși nu este exclus pentru că unele dintre miochine în studiile acestea pe animale de laborator au avut acest efect de inhibare a creșterii unor tumori. Una dintre ele chiar se cheamă leucemia inhibitor factor, adică factor de inhibare a leucemiei. Dar ce s-a documentat, ce trebuie să spunem este că până în prezent cunoaștem peste 600 de miochine, dintre care nici 20% nu sunt descrise ca efect. Deci ne așteptăm și în viitor să avem noutăți în domeniul acesta. Într-adevăr, în imunitate, multe dintre ele lucrează, dar să știți că în multe și surprinzătoare alte domenii, de exemplu, miochinele sunt implicate în neurogeneză. Neurogeneza este formarea de neuroni tineri la persoanele adulte sau chiar la persoanele vârstnice. Și aceasta mi se pare surprinzător. E adevărat, pe mine nu mă surprinde foarte mult pentru că am dat peste studii făcute pe Alzheimer în care singurul lucru care în studiul respectiv care ajuta la recuperarea memoriei și a funcțiilor cognitive era exercițiul fizic. Și eu am rămas atunci așa surprins, adică ce treabă? Adică oamenii au încercat cu lecții, cu ore, cu nu știu ce exerciții în acestea intelectuale și n-au dat rezultate. Și au încercat cu exercițiu fizic și a dat rezultate pe memorie. Și asta te surprinde, că te aștepți ca atunci când îți exersezi creierul să se îmbunătățească funcțiile cognitive, nu când îți exersezi mușchii. Dar aceste studii cu miochinele confirmă, adică explică de ce capacitățile cognitive a unui pacient cu Alzheimer se îmbunătățesc. Pentru că acest pacient va face neuroni noi prin intervenția miochinelor. E foarte frumoasă vestea asta, că există această posibilitate, există în noi această capabilitate de a ne feri de diagnostice grele, de a încetini un diagnostic greu pe care l-am primit prin exerciții de forță pe care le putem face, nu știu, cu ajutorul unui specialist care ne îndrumă și ne spune asta este, cam așa trebuie să faci, e corect și nu-ți faci alte probleme, nu atragi după sine și alte afecțiuni pentru că nu realizezi corect aceste exerciții. Este un studiu nou, m-am documentat și eu și am observat lucrul acesta, însă sportul întotdeauna a făcut bine și eu am văzut că medicii care au ajuns aici la Sănătate cu Prioritate au recomandat aproape exclusiv în orice afecțiune, mișcarea. Au recomandat-o cu brațele deschise și cu inimă largă. Așa că mișcarea nu ne face rău, din contră. Și o încurajați pentru toate vârstele. Ce ați dori să mai știe telespectatorii noștri referitor la această proteină foarte importantă? Da, deci sunt, așa cum am spus, sunt peste 600. Ce acțiuni mai au ele? Sunt implicate în protecția cardiovasculară. Dar aceasta nu e surprinzător, doar ce spuneam, că a recomanda exercițiile de forță pentru cardiaci, în imunitate, deja ați menționat dumneavoastră, în metabolism. Aici este iarăși interesant că cei care vor să slăbească fac exercițiu fizic și își numără caloriile consumate în timpul exercițiului fizic și le scad acolo din balanța lor. Și asta este corect, nu e nimic de spus, doar că ceea ce aduc nou studiile legate de miochine este că dacă ți-ai dezvoltat musculatura, atunci musculatura va produce miochine care îți vor regla metabolismul.
și atunci s-ar putea să slăbești și atunci când nu faci exercițiu fizic. Adică dacă ai făcut exerciții în acestea de forță, ți-ai dezvoltat musculatura, atunci tu când stai și citești, pierzi kilograme, pentru că aceste miochine intervin în metabolismul lipidic și îl reglează în așa fel încât tendința la îngrășare să se reducă. Un alt lucru foarte interesant, această idee ne-a fost lansată în timpul facultății de profesor pe care l-am avut atunci la histologie. Există în corpul nostru un țesut adipos special, diferit de cel alb, pe care nu-l vrem, se cheamă brun. Țesutul acesta adipos brun produce, arde grăsimea și produce căldură. Este ceva ce ne dorim, plus că are și alte efecte benefice. De ce am menționat țesutul adipos brun? Pentru că unul dintre efectele miochinelor este brunificarea, adică transformarea țesutului adipos alb în țesut adipos brun. Aceasta înseamnă nu numai că mai scapi de adipocitele albe, dar acestea se transformă într-un fel de furnale care ard grăsimi și produc căldură. Și vine să cumva să... Deci, practic, se produc niște transformări. Atunci când faci exerciții de forță și dezvolți musculatura, se produc niște transformări în corpul tău care te schimbă și ca structură și ca metabolism, înțelegeți? Adică nu mai ești tu ăla dinainte, ai mai multe adipos brun, arzi mai multe calorii, produci mai multă căldură, probabil că vei fi mai rezistent la frig. Înțelegeți? Se produc niște schimbări pe care ni le dorim și care sunt pozitive. Studiul recomandă și un anumit timp pentru realizarea acestor exerciții, nu știu, în fiecare zi 30 de minute, așa cum ni se recomandă de obicei pentru sănătatea noastră zilnică, pentru fiecare zi, 30 de minute în fiecare zi de mișcare? Da, un studiu pe care l-am citit legat de hipertensiune, pentru că deja se fac studii pe exercițiile de forță, a obținut cele mai bune rezultate atunci când s-a mers pe ședințe, adică în studiul respectiv, când s-a mers pe ședințe combinate în care s-au făcut și exerciții de rezistență și exerciții de forță și s-a mers pe tiparul vechi, adică ei au făcut o ședință de o oră la două zile, deci practic tot jumătate de oră pe zi. Acum, din experiența mea, că vă dați seama când am citit lucrurile acestea, m-am apucat în primul rând eu de exerciții de forță pe care nu le făceam de obicei. Eu sunt o persoană destul de activă, așa am și stau la țară, am curte, merg mult pe jos, dar nu mai făceam exerciții de forță, nu mai făceam de mulți ani, foarte mulți ani din tinerețe. Ideea este că m-am apucat să fac și pentru că sunt foarte ocupat, le strec ori așa printre celelalte activități și nu cred că totalizez mai mult de 10-15 minute de exerciții de forță pe zi, dar le fac zilnic. Adică nu am, sau foarte rar se întâmplă să am o zi în care să nu fac astfel de... Mai avem 10 secunde, dar voiam să vă întreb, simțiți o îmbunătățire față de perioada în care făceați doar, nu știu, mișcare care nu presupunea neapărat această... nu presupuneau exerciții de forță? Poate o să vă dezamăgesc, că nu simt miochinele în corpul meu, dar nu mă mai doare spatele, deci ceva s-a îmbunătățit. Mi-a crescut mobilitatea coloanei, că începusem să am probleme și exercițiile forță m-au ajutat pe linia aceasta. Asta m-a și încurajat, că de aceea mă țin de ele de câteva luni. Chiar au fost benefice. Și mi-a crescut și forța, ceea ce este important. Mi-ar plăcea foarte mult să ajungeți într-o ocazie în platoul nostru ca să ne și vedem. A fost așa o discuție pe nevăzute, însă informațiile au fost foarte valoroase, așa că eu vă aștept și în platoul emisiunii să ne mai povestiți din studiile noi care au apărut și ce trebuie să mai facem pentru sănătatea noastră. Apreciez pentru că ați pus aceste minute deoparte pentru sănătate cu prioritate. Vă mulțumesc din suflet! Mulțumesc și eu, a fost o onoare să fiu invitat și mulțumesc și de invitația pentru viitor. Sper să se realizeze.
Și eu sper și sunt destul de insistent, așa că sigur se va realiza. Vă mulțumesc din suflet. Alături de mine a fost astăzi dr. Ionel Bratu, medic specialist cardiologie. Sper că v-am mai atenuat așa din angoasele legate de cancer, fie că vorbim de ganglioni inflamați, fie că vorbim despre lupta cu cancerul care se poate duce, iată, și în sala de sport, cu exercițiile de forță. Vă mulțumesc pentru că urmăriți Sănătate cu Prioritate și apreciez fiecare mesaj pe care îl lăsați în secțiunea comentarii a live-ului sau în privat pe pagina de Facebook a emisiunii. Faptul că am reușit să vă fim de ajutor la un moment dat înseamnă foarte mult pentru noi. Vă aștept cu drag și cu subiecte importante și mâine de la aceeași oră. Nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Numai bine!